Lucrările de modernizare pe bulevardul Nicolae Titulescu din municipiul Călăraș sunt în plină desfășurare. Cu o valoare a proiectului de peste 6,23 milioane de lei, proiectul include modernizarea pe toată lungimea bulevardului, deși deocamdată a fost ocolit tronsonul care permite accesul către și dinspre școala Nicolae Titulescu. Prin contract, lucrările ar trebui finalizate anul viitor. Conducerea municipalității spune însă că executantul lucrărilor vorbește despre finalizarea lucrărilor până la sfârșitul acestui an. Modernizarea acestui bulevard înseamnă, de fapt, lărgirea celor două căi de rulare pe strada, pe bulevardul Nicolae Titulescu, de asemenea crearea unor locuri de parcare, pentru că este o zonă aglomerată și mai ales în zona 5 Călăraș, unde de foarte multe ori, de fapt în fiecare zi cât este anul școlar, vin părinții cu mașinile să... E o școală foarte mare. E o școală foarte mare, da. Vom avea locuri de parcare. De asemenea și reamenajarea spațiilor verzi. Locurile de parcare bănuiesc că vin pe actualul spațiu verde al aurilor, blocurile mai vechi. Primul tronson. Problema este că acele spații verzi care spunem noi, de fapt nu erau spații verzi, pentru că toată lumea parca mașina pe acel spațiu verde și de fapt era... Facem parcări și urcați trotuarele sau cum? Translatăm trotuarele către partea dreaptă spre blocuri, fără a afecta în mare măsură spațiile verzi existente, dar le vom moderniza. O parte din ei vor fi tăiați, mai ales înspre școala numărul 5. Și de la intersecția cu Bulevardul Republicii către nord? Către nord? Da, mergem... Spre calea ferată? Deci, acest bulevard se va termina în strada locomotivei, până la calea ferată. El va fi... Deci pe tot tronsonul. Pentru a lărgi această cale de rulare, noi am hotărât să, în primul rând, să degajăm spațiile verzi. Da. Da? Și în același timp, ținând cont de faptul că asfaltul și betonul de pe toată lungimea acestei, aproape 800 și vreo 30 de metri, 850 de metri, prezintă denivelări, prezintă fisuri care nu ar fi permis ca în urma stratului de asfalt să aibă o garanție mai mare de 3 ani. Și de fapt nu era modernizare, era o reparație capitală. Noi realizăm acum această spargere de beton, pentru că pe toată lungimea, de la cornișii până la strada Bucureștiului, era foarte fisurat și se poate vedea cu ochiul liber, pentru că noi la fiecare etapă în acest proiect fotografiem și urmărim ceea ce se întâmplă acolo. Vreau să vă spun că sub acest beton era chiar gol. Deci aveți un studiu făcut de specialiști. Da, erau zone în care... În momentul când se circula pe acolo, intra în trepidație. Ei, vă dați seama, dacă noi turnam asfalt acolo, la traficul intens pe care Călărașul are la ora actuală, ce s-ar fi întâmplat? Au fi început să apară fisuri, da? Și ulterior era exfoliat această stradă de asfalt și, bineînțeles, mulți sau nu mulți, o parte dintre cetățenii se uite, băi, ce rău a făcut. Atunci specialiștii au spus următorul lucru. Înlăturăm acest strat de beton, asfalt, că pe toată lungimea bulevardului Titulescu, și vom crea acele straturi premergătoare turnării asfaltului, care să dea o siguranță și o stabilitate zonei de trafic.